Bună ziua, bine ați venit iar la podcastul podcast urile CineMagia, pe care le hostuiesc Goji sunt uh, Tema de azi e una care pe mine mă interesează foarte mult, cât și pe invitați, conspirații în filme. Adică adevăruri. Adevăr, așa. <laughs> adevăruri nerecunoscute încă. Uh, mistere, hai mistere. Poftim? Mistere. Mister. Ah, bine, domnule, mistere. În stânga mea. Uh, Bogdan Movileanu de la CNC, ca să zic așa. De la Comisia Națională a Cinematografiei, tu ești uh, responsabil. Centru național, centru, centru național, mă scuzați. Uh, e o conspirație și acolo. Tu, printre multe altele, ești responsabil și pentru acordarea de rating de vârstă pentru filme, nu? Da. Oreste, te odoresc doresc cu jurnalist, știm cu toții uh, de ce se află aici, mai ales că noi pregătim un format la care lucrăm acum, se numește Adevăr sau Conspirație. Bun. Ne facem vlog de conspirații. Ba chiar avem filmate două episoade. Putem să facem focus grup cu voi după. Și domnul Alex Coteț, responsabil din punct de vedere scenaristic pentru team building Miami Beach, Miami Beach 2, multe alte capodopere comerciale pentru care a fost luat pe răboș ca să fiu foarte elegant de-a lungul timpului. Și conspiraționist amator. În timpul liber. În timpul Doar liber. Doar în weekend cu israelienii. Așa. Deși dacă stai de vorbă cu el, ai putea să jur că e conspiraționist profesionist. Paradoxal, nu știu cât avem voie să vorbim despre asta, el scrie... El acum, l-am luat de la masa de scris, scrie un scenariu care are temă conspiraționistă, dar nu putem zice mai mult. Putem să zicem, putem să zicem că are niște teme conspiraționiste românești, bifate corect. Am vorbit cu băieții, pot să vă zic că se întâmplă niște chestii sub casa poporului, ca să zicem așa. Tot timpul. Tot timpul ne arătăm doar o parte. Bun, conspirații în filme. Uh, ca de fiecare dată facem și recomandări de filme în direcția asta, mi-a rămas în cap JFK cred că e un film pe care l-am revăzut acum câteva luni, găsindu-l pe HBO uh, a dat Dumnezeu și l-am cunoscut și eu pe Oliver Stone uh, vara asta și am pus două, trei întrebări bineînțeles despre JFK băi, filmul este absolut senzațional dacă mai țineți minte și mega chest, uh, Gary Oldman e din 91 No da, și cu Kevin Costner. Kevin Costner e în rolul principal. Da. El e detectivul care alege să facă o investigație proprie asupra asasinatului lui Kennedy. A lui John, uh, JF Kennedy. <coughs> o asasinat care a lovit America în inimă atunci, la vremea aia. Adică trebuie să înțelegem și contextul cultural. Da, și care printre multele semnificații povestite ulterior de cinefili are la bază și o teorie a conspirației a candidatului manciurian, adică sunt foarte multe teze care spun că Lee Oswald a fost un candidat manciurian, adică un tip căruia îi se modifică conștiința prin droguri și printr-un program uh, hipnotic. Ceea ce este foarte interesant este că avem și noi, apropo că mi-am amintit de chestia asta, un asemenea candidat manciurian într-un film românesc. Vă puteți imagina care? cel mai probabil Sergiu Nicolaescu. Ești foarte aproape, adică ești în miez, este revanșa. este, lui Sergiu Nicolaescu, ah. unde Gheorghe Dinică, care joacă rolul legionarului și gașca lui de băieți răi, ia un grec pe care îl drogează și îl pun să-l omoare pe atașatul militar al oh. Wehrmachtului la București. Ceea ce ne duce cu că Sergiu Nicolaescu, în ciuda faptului că mulți îi contestă calitățile artistice, regizorale și îl păstrează așa ca pe un inginer bă, a avut pionierat în multe direcții bă, de cinematografie comerciale mondiale, inclusiv scena din cabina telefonică când vine camionul spre el care e aproape redată 1 la 1 în Matrix, adică... El a și apărut la televizor spunând că Matrix a furat de la lui foarte ciudat, multe dar idei. Dar scena da. aia este o scenă 1 la 1, la vreo 30 de ani mai târziu. Eu o să știe adevărul, noi nu, nu putem ști. Eu e o conspirație. E o conspirație și asta. Și asta da. Da. Dar mă gândeam că la JFK, cred că probabil fiecare american are o teorie despre asta. Adică yeah. e un hot potato de ăsta care nu o să se rezolve. Noi doi suntem proaspăt trecuți prin weekend David Lynch, care am plinit 78 de ani, inclusiv în Twin Peaks, în episodul 2, la un moment dat personajul Dale Cooper, agentul Cooper, vorbind, știi că avea portofonul în care vorbea cu Diane la un moment dat un episod din Twin Peaks chiar se termină și până la urmă cine l-a omorât pe JFK? Adică da, e, e, o, e o angoasă a poporului american. Și până la urmă e un șoc, adică cineva chiar l-a omorât președintele, adică nu ai cum să treci peste asta. Păi poate de aici vine și de aici se naște o conspirație, când e atât de brutală realitatea și creierul tău nu poate sau este frică să recunoască, da mă, un nebun cu niște legături cu niște mafioți a scăpat de unii și a putut să tragă, zici nu. Trebuie să fie ceva mult mai cu substrat. Trebuie să fie un blestem, trebuie să fie o mega conspirație. Că nu poți să accepti realitatea. De fapt, de aici vin conspirațiile, nu? Da, probabil de aici se și naște o altă teorie a conspirației legate de deep state. Pentru că poate cea mai credibilă variantă a asasinării lui Kennedy, ținând cont de dispozitivul și de apropierea prin care Lee Oswald poate să tragă în mașina prezidențială a celui mai bine păzit și celui mai bine protejat președinte al lumii. La o analiză balistică eu am înțeles că ar fi trebuit să fie minim un trăgător de foarte mare elită ca să și poată să iasă headshot-ul Cea mai credibilă teorie a conspirației este legată de acest deep state, adică un stat paralel, care își poate sacrifica și interfața, adică președintele, când acesta nu mai convine intereselor oculte. Și acolo s-au tot speculat că Kennedy a vrut să spargă uh, puterea acestui deep state, uh, care dorea neapărat uh, o confruntare o altă confruntare atomică cu URSS-ul, că el ar fi dorit să deconspire din arhivele secrete ale Casei Albe niște scenarii legate de contactul cu alte civilizații, adică se întrepătrund în povestea asta lui J.F. Kennedy, mai multe teorii ale conspirației și Majestic 12 cu loja aceea paramasonică de indivizi secreți pe care nu știe nimeni și care se află într-un contact cu civilizații extraterestre și care guvernează împreună primind tehnologie, dând la schimb, așa, sacrificii umane ca în miturile vechi. Păi și atunci, Men in Black este un film conspirativ? Da. Păi eu, este, eu, are eu, la bază deci am cam și la Am, are am și pe pe listă. Da. Deci, are și teoria cu candidatul Manciurian în care Lee Oswald, un om obișnuit, este prelucrat în laboratoarele secrete pe programul Meca Ultra, care și ăla este o un predicat conspiraționist, că CIA-ul cu ajutorul psilocibelor, alucinogenelor și a ulterior a LSD-ului reușește să programeze niște indivizi obișnuiți, să execute niște acțiuni de care nu și amintesc, care sunt uh, impulsionate de o frază cheie, pe care eu o primesc aleatorii așa printr-un telefon public sau trece o bătrânică pe lângă el și o spune, își duc la îndeplinire sarcina, după care uită total și nu nimeni nu-și poate explica gestul pe care l-au făcut. Și Lumina de aia l-au omorât și pe care... periozval pentru că omul începuse să-și amintească. Adică e o anumită teorie care se regăsește în multe alte filme. Și în pace. tropul ăsta e și în Jacob Snyder, de fapt. Toată ideea asta cu... Da, din 81. E la... 89. 80, da, mai aproape Sau de 99. 90. 89, că 91 e... 81? Da, Parc 89. Eu, eu țin minte că, da, mă rog, ar trebui să verificați și voi pe ei. Ideea e, de e că e Vietnamul foarte influențat de halucinogenele pe care le Dau americanii ca test, de fapt. Și aici, ascultându-l pe o mi-a venit în minte The Man Who Da. Care este o abordare comică a... Păi și Men Black, da, asta v să zic mai devreme. L-au la mișto, pentru că 5 ani mai devreme chiar vorbeam, acum 20 de minute ne să filmăm, de Predator 2. Finalul Predator 2 e cumva Men in Black, dar cu o, o temă serioasă. Bă, noi suntem de sute de ani aici, am influențat evenimente. Cinci ani mai târziu și au permis ei să facă cumva mișto. Ei fac mișto de vreo șase-șapte conspirații și dau publicului. Da mai e pe bune. Cum ar fi dacă e pe bune? Cred că de-aia și rupt. Și pentru noi, când eram copii, ne-a... It Blue our minds. să vedem tot acel univers și toate rasele extraterestre. Fun care... fact și cumva, cum se spune, easter egg. Dacă te uiți pe peretele din... Uh... Predator 2, la sfârșit, este și un craniu de alien. Da, da, spus da. Acolo, da, adică... da. Apropo de asta, cât de mișto au reușit americanii să introducă teoriile conspirației în animație. În familia Simpson, de exemplu, că și de aici s-a născut un întreg, un întreg folclor cum de au putut prevedea în familia Simpson marile evenimente care se întâmplă ulterior. Altă o teoria a conspirație că băieții din Deep State sunt foarte mari fa fa în familia Simpson și special au făcut ca în familia ca Simpson. Ca... Ca... Bă, adică da, ne Ca, ca să cad ne... cad și să i ani, cu niște ani înainte în familia Simpson, dacă se întâmplă lucruri uh, premeditate și cumva de acest uh, serial de animație care ulterior bunele s sau uh, concretizat exact așa. Celebru cadru cu Donald Trump coborând pe scara de mol, pe scara uh, rulantă din mol. Bă, aia este unul la unul, adică... E, îți dai seama, acolo, pe lângă că a scris și Conan mulți ani, iau câțiva writer care sunt matematicieni la Harvard sau ceva foarte complicat, știu. Adică... Astrofizician e unul sigur că explică tot timpul există un fundament științific. Cineva a verificat fundamentul științific. And it works. And da. it works știi? Dar apropo de asta, trebuie luate totuși... Uh... Cu atenție, pentru că unele sunt uh, sunt speculate mai mult. Unele uh, momente din astea care au funcționat ca previziuni sunt de fapt în, un pic după. Deci cumva, după? Da, e, e cum să zic, o chestie care ne ferește de a fi prea conspiraționiști este să căutăm sursa. Adică e periculos ăsta să vedem un text și o imagine pe net și să o luăm de bună. Nu e bine. E bine să Vedem cine a zis prima oară asta, dacă există o sursă credibilă și oficială. Și e bine să avem întrebarea asta. Bă, oare așa o fi? La orice chestie, la orice, că adică tu zici să gândim în era TikTok, tu vrei dacă să gândesc? Dacă se poate, da, consum calorii, dacă gândesc. Nu mai bine iau eu de bună și zic la borie ori negru, mă inflamez sau mă bucur și trec mai departe? Ca emoție, da, funcționează clar treaba asta cu, a, m-am supărat, a am bucurat o secundă, dar ca, nu știu, cum mai departe, e bine totuși să vedem, băi care din astea din Simpsons, că sunt o parte pe bune înainte, chiar sunt înainte, și care dintre ele au fost un pic speculate și băgate un pic în plus ca să fie și mai mult. Da, da, da aici cred că e un pic topic de mersul pe care îl propui, pentru că însă și teoria conspirației tocmai pe asta se bazează, că se poate furniza un răspuns universal valabil la toate întrebările complicate, fără ca tu să stai prea mult să te gândești. Și atunci demersul ăsta către analiză, către comparație, către pătrunderea unui subiect, o omoară teoria conspirației. Dar lasă ne de teoria conspirației de să de altă mai parte, e un film, e un film care contrazice exact ce ai spus tu ăsta, teoria conspirației la cum Gibson, la care personajul e fix invers. Adică este ultra conspiraționist, o că gândește prea mult. Da, da, da. Dar în ziua de azi totuși e simplu. În ziua de azi poți te întorci la scripturile din Simpsons, la niște snapshot-uri și așa, și cumva să, să găsești, bă, a fost în episodul din 91 sau a fost în episodul din 2008, știi? Chiar am făcut chestia asta. De o să găsești de facts, zici tu. Da. da. Și de multe ori din Simpsons, episoadele au după ce s-a întâmplat. Puține. Nu, au fost unele speculate, dar mare parte din montajul la care a apărut erau totuși înainte. Adică nu e... E doar o adiție da. Uite, la apropo, vreau să te întreb că probabil te preocupă destul de, de bine subiectul ăsta. De ce în filmele americane tema majoră a conspirației este CIA-ul și nu fbi da. Probabil sună mai <coughs> mai interesant asta cu inteligență decât asta cu... Eu pot să răspund aici, aici. Și așa. în prisma facultății pe care am făcut-o, pentru că ei fiind cu toate drepturile individuale și așa mai departe, ura cea mai mare este față de sistemul federal și față de guvernul central, nu față de guvernul statului Texas, nu față de guvernul Californiei, pentru că ei sunt... Na, noi nu-ți pasă că ești într-un județ sau altul, guvernul e unul singur la București ura și conspirațiile sunt față de aia de la Washington, de ce n-au forțat să ne unim 50 de state, noi, Louisiana, trebuie să fim independenți. Și atunci FBI-ul, până la urmă, e un fel de poliție în fiecare stat. Bă, dar CIA-ul e central. E mm -hmm. central. Ne, e, ăștia ne bagă în belele, ei ne scot e, din e belele, ne bună controlează. Explicația. E deci, e bună. <coughs> dar în același Londra ar fi așa. În Londra nu cred că e cineva că în Anglia care <coughs> spune mamă, e mai să ăștia fac și desfac. Da, dar uite, six e mai ul uh, e mai rău famat în filmele britanice decât e mai 5. Da, da, e mai corect. E mai corect cu cetățeanul. E mai six ul cu pulimea. El are dreptate. E mai six ul a fost domnul Ian Fleming, oricât de bine la a pe James, Bond. Băi, James Bond, nu știu dacă ai observat, dar e un fel de Robin Hood așa. Pentru că el ia de la bogați, de la săraci. Este cu cetățeanul de rând. și chiar se întoarce împotriva... E da, nu, torturează, nu torturează oameni prin pușcării, nu le dă droguri. Punând e în toate filmele, da, punându-le Metallica, că acum da. asta e, cu Metallica și cu Slayer am înțeles că i tortura pe musulmani. Da. Dacă uh... nu erau metalici deja. Da, da, nu știu. Eu, eu cred că ce spune el și o chestie, trebuie să mergem pe chestia asta cu aproape uh, ca temă uh, de narațiune filmele americane, pentru că drepturile astea individuale la cunoaștere, la uh, fuga de toate secretele astea care ne cuprind pe toți, băi, există și s-au desecretizat. Arhivele CIA-ului, de exemplu, imediat după prăbușirea URSS-ului din 91, când și uh, rușii au făcut cam același lucru, au desecretizat o perioadă de 20 de ani, anii 50-70, proiectele ultra-secrete ale KGB-ului și ale CIA-ului, văzute cumva în oglindă, înțelegem că era un război care se ducea pe toate fronturile, inclusiv pe asta a câmpului mental, câmpului afectiv, război hibrid, cum am spune noi astăzi. Adică, foia, de fapt, Freedom of Information. Și atunci pe această cărămidă a drepturilor constituționale a de cetățeanului american de a cunoaște ceea ce îl interesează, foarte mulți cineaști din anii 70-80 au avut acces la aceste arhive de secretizate și au putut vedea acolo că proiecte precum Meca Ultra, precum toate astea de utilizarea plantelor halucinogene și a substanțelor pentru a amorsa așa niște indivizi care să fie niște zombi să execute în tocmai și la timp anumite misiuni ciudate, se bazează și pe ceva adevăr în toată chestia asta, că nu e doar fabulație regizorală, se nu e doar așa o, o plăcere a unor artiști de a pune o teorie a conspirației în pagină. Se bazează a, Au și elemente foarte concrete. Știi din Arhivele astea dacă, de secretizare. Dacă toate astea cu psihotropice și așa mai departe creează agenți secreți, dacă ar fi chiar adevărate, păi ea de la Rolling Stones ar trebui să fie soldați universali, că i-au trecut pe <laughs> în toate. Păi, da, spune Adicum. profesorul Hoffman, da, părintele acidului Sergi spune că el a fost contactat de ei că i s-a cerut cumva și lui să conlucreze pentru securitatea lumii civilizate la descoperirea ceva care să se semene cu aia hoasca, care să se semene cu uh, ciupercile halucinogene și prin care un uh, agent să poată avea acces la o stare de conștiență din asta extinsă, să poată facă remote, remote viewing, să poată spiona de la distanță, să se poată decorporaliza, să poată ieși așa din simțurile canonice astea, văz, auz, miros, gust și tactil, și în câmpul ăsta invizibil, dar atât de mare al subconștientului nostru, să poată opera și pentru CIA. O spune Hoffman, Hoffman fiind un om serios, adică nefiind neapărat... Băi, Hoffman e mult mai serios, contrar invenției lui, pe logica asta, îți dai seama, cartierele să lași și Rahova sunt pline de agenți secreți. Concluzia lui Hoffman este că lsd nu a putut să fie satisfăcător pentru... Pentru CIA și de aceea n-a mai fost finanțat o perioadă. A finanțat Ustoc 69 și atâta. Dar o chestie interesantă aici, din punct de vedere al unui film, da? și a, ca să spui o poveste, toate astea cu controlat de la distanță și văzut și surveillance ar fi cel mai boring film posibil. Tu vrei să-l vezi pola de la CIA <laughs> că și arme, de cuțite, se parașutează. Cum ar fi să 90 de minute la un băiat care face... Sunt în camera 5 au zis chestia asta. S-a terminat filmul în două minute. Deci, cum mai există pasiunea asta, există niște surse de inspirație, dar ele, în esența războiului, ar fi cel mai plictisitor mod de a, a rezolva o misiune. Sigur, poate cel mai pașnic, cu cel mai multe vieți. Cu cel mai eficient. Fi, cel mai eficient. Dar nu e bun pentru o poveste de film. De asta mea ai sexul lui domnule iubit. Acolo ți arată. Băi, voi să. observat. Da, gadget în telefoane, în ceasuri. Băi, James Bond n-a umblat cu droguri, băs, niciodată. El pe că pe femei. Pe e că... român. Da, da, da. Gagicuțe, băuturică, pumn în gură, a rezolvat Bine, probleme. El este și născut, într-o epocă destul de clasică, așa ca personaj. Ian Fleming este totuși un 50 60 adică... Dacă Chiar 40-ist. a ar fost scris, în război, da, mondial. Dacă da, ar da. fi scris astăzi un autor englez de talia lui Ian Fleming, un personaj tip James Bond, bă, ar fi fost cu totul altfel. Că, sau, uite, vezi, agenția... Gai E aproape. Pă, de... dar mai Vreau să zic a... că James Bond e opusul lui Jason Statham. Jason Statham ar fi arestat de James Bond probabil primele trei minute. Și probabil Ian Fleming e undeva generația lui Nașu. Nu primul Naș. Că la fel era și el cu... Așa, lui Mario Puță uh, Nu, mă gândesc ca personajul. a ah, okay, valorilor okay. pe care le are pe nașul cel mare. Că tot așa, există niște chestii ale mafiei în ce conduce el, dar sunt niște limite. Asta cu drogurile, asta cu prea multe femei, cu... E, are e o compoziție, da, da. Da. Dar apropo de asta, cu Freedom of Information Act, chiar e o carte, pardon, care se numește National Security Cinema și uh, face un inventar al tuturor intervențiilor CIA în Hollywood. Stați un pic, că trebuie să fac o paranteză. Sâmbătă asta, stând la niște cafele cu domnul Movileanu, el mi-a zis, am avut o discuție extrem de uh, interesantă, că ăsta e motivul pentru care a venit astăzi aici, și nu numai asta, dar ăsta e principalul motiv, și a spus așa, băi, CIA, uh -huh. mulhulitul CIA, cumva are grijă la igiena morală a produselor cinematografice care ies pe piața americană, într-un fel sau altul. Și o să rog să elaboreze asta. Cred că tocmai asta urma să da, faci. Da, ok. Ideea e că uh, e în primul rând o chestie culturală lor. Adică dacă stăm să ne uităm la filmul Mut sau, nu știu, perioada aia de dinainte de hollywood cum îl știm acum, să zicem, uh, aveai 100 de nații care stăteau unul lângă altul și împărtășeau o emoție. Era, era o barieră de limbă undeva, când uh, filmul era încă Mut. Gagul era Gagul, înțelegea și toată lumea. Și cât timp era vizual... Uh, și emoția era comună, lucrurile se mișcau mai ușor între oameni. Era o legătură mai departe de limbă și de diferență culturală. Dacă această emoție era mai degrabă pozitivă, sau dacă se termina pozitiv, era totuși mai bine pentru acea comunitate. Era un liant mai bun. Se păstra Catarsisul grecesc, adică exorcizarea, ah, a exorcizarea asta, publicului, nu printr-un rău ipotetic păcugăr. de pe scenă. Da, dar cumva, că e clasic, uh, aproape uh. tradițional, s-a păstrat happy-end-ul. Uh, acum nu putem să băgăm mâna în foc, așa a fost, dar cumva e destul de păi, firea lucrurilor. Într-un fel, da, și pot să dau un exemplu din zona uh, serialului de televiziune. Și cred că cel mai bun exemplu este, uitați-vă la The britanic hmm. versus The american. Cum se termină? Tot timpul rezoluția, ca să zic așa, finalitatea lucrurilor în sau american este una pozitivă, e light de care hearted. Mai E da. cercul de care vorbeam mai devreme, no. structura aia, o, aristoteliană vestică. Așa da, e că moralul Cum avem și până noi în la filme. urmă învinge, adică moralitatea. Drumul eroic, da, drumul eroic ți se întoarce. Cum ai început, ți se întoarce, de obicei obții în interior ceva, dar pierzi la exterior ceva sau obții la exterior ceva, dar în interior pierzi ceva apropo de nașul e mare Fica. A cucerit lumea, dar a pierdut ceva de la el. Da, asta e la noi. Tot Bogdan ne povestea înainte să începem podcastul că cât ar fi de ticălos și te rog să dezvolți asta un personaj, de exemplu al CIA-ului în filmul american, el e pedepsit până la urmă și nu o duce bine până la urmă, adică morala și gândul bun învinge și asta e esența happy ului care definește filmul american până la urmă. Zăi, vreau să fac un adendum, vezi mă că știu și eu cuvinte, sper că am folosit bine adendum, catarsis. Ai uitat pe Google da. acum. <laughs> uh, apropo de ce spuneai, trecerea de la filmut la bariere de limbă și CIA-ul care ar trebui să implice sau să implica în Hollywood, mi-am să aminte de filmul ăsta din 63, parcă cu How I Stopped, stopped Wording and Started to Love the Bomb. Doctor Strange. Doctor Strange. Paul Kubrick. Așa. Așa. Ăla mi se pare că pentru perioada aia, a fost un mega fuck you dat sistemului. E tot un fel de teoria conspirației, dacă stai să te gândești destul de devreme da. că sunt niște nebuni într-un Pentagon și sunt niște copii man, child, de men. Știu că a fost mare scandal pe atunci. Și a fost uh, legat și de momentul JFK. A fost a chiar și Da. da, da că a da. fost un pic după. Nu, o să mai lungim paranteza asta de asta. <laughs> uh, și la un moment dat un personaj zice cuvântul Dallas. Ah, wow, și, și pentru Dallas. că era o chestie atât de Fresh. Uh, sensibilă, da? au pus, să zic, alt oraș. Nu, da. Sunt aceste nuanțe în care s-a intervenit ca să nu fie Plus atât. Plus că există trec. senzaționala replică în filmul ăla We cannot fight here, this is the war room. Da, da, da. Și Apropo de cum se croiește pe dedesubt. Și voiam să zic de finalul care nu este deloc fericit. Da. Este și dacă îl vezi la că e, e impresionant că e pe ecran mare momentul ăla. Adică. Și e chiar sfidător că râde de rednecks și de patrioti și de naționaliști. Adică el era public, nu pare că era englez, nu? Nu, era american era și american american în Anglia. Okay. Okay. Dar tu, 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 Bogdan, vrei să spui că și astăzi CIA-ul are grijă I... ca, indiferent de libertatea unui regizor de a-și bate joc de CIA, la final, personajul negativ din CIA să piardă. Eu vreau să zic așa că undeva tradițional s-a creat acest happy end american, care încă funcționează și cumva e destul de vechi încât ăștia care fac blockbuster mai degrabă să se ducă în direcția aia. Și că există o intervenție CIA sau na, de un anumit nivel, în primul rând în filmele despre asta, care trebuie să respecte cumva realitatea și trebuie să facă o chestie care, aș îndrăzni să zic că la noi nu se face, nu e bine sau rău, pur și simplu observ, nu prea poate să se ia totuși de americani. Adică poate să, să critique niște defecte, poate să cum să zic, da, să exploateze niște nu, situații nu să destabilizeze de sistemul serialul ăsta care mie mi s-a părut foarte bun poate cu alte ar... cuvinte inhibată sub Nu, dar uitați vă cum complicat e Jack Ryan. De... Jack Ryan, care este Așa. un serial excepțional și îl recomand tuturor cred că e pe Prime sau da, 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 da. Show, Sky, show Sky. Okay. Jack Ryan eu am e cât Prime? Netflix, domnule Jack Ryan în care la un moment dat în sezonul 2, bă, personajul negativ este fostul director al CIA-ului care este corupt și care este implicat în niște afaceri oculte cu niște traficanți de droguri, bă, și care fusese da. directorul general al CIA-ului, dar care conform tezei lui Bogdan bă, o sfârșește prost, adică inevitabil, e învins de craie în care este inevitabil elementul moral uh, din cia este ăla rău și-o până la urmă da. dacă stăm să o zicem clar dar uh, este stabilit și că acel polițist uh, militar, ce-o care este uh, The Bad Guy, e doar el. Restul armatei, restul poliției nu sunt așa. Nu este generalizează și while... tot timpul vine factura. Da. Asta, e, asta e o rețetă americană universală. Da, e o pentru care CIA-ul trebuie să fie prezent nu ca cenzor, așa ca un supraveghetor în, în scenariul de lor de la Hollywood? Cred sau că dacă e... miza e, e, e suficient de mare, care înseamnă chestii concrete, nu știu, apare în atâtea cinemauri, se dă în atâtea țări, deci cumva din niște calcule din astea, poate, nu știu, Aici, nu, cred a, că aici e... vreau să intervin și să zic o, Oficial, o explicație. logică ar fi, bă, tu ești garantul securității mondiale de atâția ani, ai și foarte mulți dușmani, că este menit să fie doar divertisment, ajunge la 200 de țări din care vreo 40 sunt nebune și nu vrei să le dai la ea pretext, să le alimentezi niște conspirații ale lor sau niște ură de-a lor și trebuie să fii un pic mai responsabil decât era planul tău inițial. Și le zic, bă băieți, nu vrem să creadă rușii că noi chiar îi urâm sau să înțeleagă ea din Iran că într-o glumă a zis cineva într-un film, mai țin mă minte când am dat bomba aia în Teheran și după aia una e 20 de ani să facă propagandă cu imagini. Și atunci cred că li se zice, din păcate, poate dacă creați Canadien da, faceați ce ceva, zvați, ziua la puteți face ce film vreți. Din păcate suntem cea mai mare putere, suntem băgați în toate țările și nu ne permitem să declanșăm un conflict să moară oameni pentru că e foarte bună replica. Și, și până atunci nu e un lucru rău, nu? Adică da. de ce să creăm această, acest tăvăluc de situații? Nu știu, adică e de discutat. <cătă> pentru că partea bună e că nu alimentezi situații complicate, chiar și printr-un film, și partea rea e că până la urmă. Uh unde începe și unde se termină libertatea artistică. Piper adică... am servit bine interesele da, să vorbim acest și acestui? de implicarea FBI-ului în cinematografia americană a anilor 50, când era mare vânătoare de, de, comuniști și de agenți sovietici. Chiar de prin fiind el însuși victima unei mm. emergențe a unui serviciu de securitate intern de data asta fbi ului Hoover, care a spus, domnule, voi aici cum faceți propagandă comunistă în filmele de la Hollywood. Lucille Ball a avut probleme pentru că tatăl ei se ducea la ședințe ale Partidului Comunist și era uh, gratificat la ședințele respective dacă mai aducea un membru și a adus-o pe FISA de 21 de ani și a semnat și ea acolo act de prezență la o ședință de aia și au vrut în contextul în care uh, Everybody Loves Lucy era cel mai mare serial în momentul ăla. Ca să înțelegeți, un mare hit în momentul ăla în televiziunea americană prin anii 50 era dacă aveai pe episod 15 milioane de uh, telespectatori. Atâtea televizoare erau, erau. La episodul da. 7 din sezonul 1, ajunsese la 60 de milioane. Lucille bol În momentul ăla, în apogeul carierei ei, au încercat să o treacă pe liber un picuț. Avea și... Uh, nu mai știu cu cine, cred că chiar cu Chesterfield. Avea drept de imagine... Cu țigări? Cu țigări da. Au încercat să o treacă pe bară pentru că la 21 de ani a semnat act de prezență la o ședință a Partidului Comunist. Adică a fost și o vânătoare de-asta de vrăjitoare absolut da, imbecil cu, la fbi Mecartismul ăsta a fost isterie mare. Chiar și în The Dar -e e tot în contextul de care vorbește Alex uh, uh, geopolitic. Adică exact din așa. așa. Știu, era era, război, da. era războiul rece atunci, gândește-te că încă nu se știa foarte clar cine sunt băieții buni. Sunt ăștia occidentali no, sau paranoia. Sunt, uh, sovietici? Era o mare paranoia pentru că ei în 47 au avut șansa, șansa mă rog, mi se pare că măcar a zis hai să bombardăm Rusia, 47 de bombe nucleare. Ăștia au zis bă băieți, haideți că distrugem omenirea și după aceea au obținut rușii armă nucleară. Și a fost un fel de sentiment de vină, bă noi puteam să oprim asta acum 10 ani. De ce n-am oprit-o, o neasumare și chiar a fost o panică. Simțeau că o să piardă. Primii 15 ani simțeau că o să piardă. Și na, te panichezi oricât de mare ai fi, oricât de puternic ai fi ca asta. Dar nu a fost o chestie rațională. Da, ce nu și-au care... asumat că de fapt a 47. Apropo de FBI-ul care a început să se intervină pe la Hollywood și tu fiind scenarist cred că știi povestea lui Trumbo e și, ecranizare. A, eu, și fost, am, eu, b -am, b -am, b -am, nu, știu. Brian Cranston a, joacă în filmul ăla, a fost un scenarist extrem de celebru de la Hollywood, foarte talentat care a fost trecut pe bară pentru că era membru al Partidului Comunist a, și a scris sub pseudonim a luat Oscar pentru scenariu sub pseudonim neștiind că ele știi cazul lui Trumbo? Ne am auzit, dar nu l-am documentat. Extraordinare, filmul ăsta e, cred Pentru că Pentru mine e deprimant, că, dar. E, dar e, înțeleg. Și, și ce este, 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 vine, Apropo de tot ce discutăm <coughs> acum, atunci, dacă mergem pe firul ăsta narrativ, toate teoriile conspirației care apar în filme, dacă sunt supravegheate cumva, din interese, să zicem, mari, și de FBI și de CIA, alea care apar în filme, înseamnă că nu deranjează, înseamnă că n-au acel sâmbure uh, de adevăr sau fi. de potențial pericol. Și atunci, Să, oricât da. ar fi de abracadabrante astea cu extraterestri cu uh, candidați manciurieni, cu proiectul Bean cu Majestic 12 și așa mai departe, uh, uh, înțelepții Sionului, că sunt și de aici, s-au generat multe filme, asta înseamnă că dacă au trecut cenzura asta uh, FBI, CIA, înseamnă că sunt prizabile, uh, adică nu deranjează s pe nimeni. Sau cum zicea uh, Mel Gibson în teoria conspirației, uh, cea, cea mai bună conspirație e aia pe care nu o bănuiește nimeni. Exact. Deci cumva... Da, dacă ca diavolul. Două chestii mai... mai a diavolului este să nu crezi în el. Să două da, chestii Poate, zi, poate dar. în zona. Dar da. Aici că ai menționat de Chaplin și cum a fost goana asta uh, Witch după comuniști, frate, în 36, Chaplin a zis un dictatorul. A zis, ăsta, Hitler e un nenorocit. O să 40, 40, 40. 40. 40. Și l-au înjurat. propriului lui americani l-au înjurat. Erau simpatici față de. nu știu, simpatici torsi Da, adică e. nu era un război da? Da, ca pacifist, avertizezi lumea, folosești mediul ăsta cinema, să arăți, bă, ceva rău se întâmplă cu dictaturile în Europa, mai ales cu ăștia. Și ca un contrabalans al unui demers cinematografic nemțesc de propaganda Partidului Naționalist, că Lenin Riefenstahl îl dădea cu subsemnatul la film propagandist acolo. mai din tehnicile documentariste le-au inventat naziștii. Exact. Și și-a mai luat încă 20 de ani mai târziu. De la Tot comunist. fiind pacif pacifist, de la aceeași oameni ai lui care nu l-au ascultat și l-au bătut în cap, că ar fi comunist, doar pentru că voia pace. Și Asta apare și în uh, filmul Chaplin, ăla cu Robert Downey Jr. Da, da. Da. E trist, eu plâng la scena aia. Plâng. A, a doua chestie pe care vreau să spun, apropo de de ce scapă unele conspirații, eu am o întrebare. Păi, de ce nu există nicio conspirație de bine, niciun film? Toate sunt, ascund un secret rău. De ce nu există Însă și ideea de, 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 de conspirație cred că presupune doar o finalitate rău. dezastroasă, da, adică. Da. Nu este gen, bă, Românii, România merge foarte bine pentru că, de fapt, nu știu, pompează nemții aur în Dunăre. Nu, toate sunt. Vor să ne fure, vor să ne ia. Ce să ne ia că suntem săraci? Probabil, să, eu, știi? da, eu, paranoia asta e un... Uh... Păi o să fie de rău, să te țină în da, gardă, e, nu trebuie să fie e, de super bine, e, știi? Există o posibilă explicație tot conspiraționistă că n-avem cum să ieșim din asta. Că însă și teoria conspirației este o armă ideologică, propagandistică, uneori religioasă, alteori laică, pe care niște băieți deștepți o folosesc, extrăgând energia negativă a oamenilor, pentru că oamenii să știți că se solidarizează și devin o forță motrice comună, nu la bine, ci la rău. Probabil Atunci, că dacă tu vrei să angrenezi un popor întreg într-un război, nu poți să-i dai vești bune. Că la, la vești bune, mai bea un vin, mai fumează o țigărușă și intră în decadență. Trebuie să-l speri, trebuie să-l ții în starea de război. De asta, uite, Rusia lui Putin de astăzi este plină de teorii ale conspirației din media până în cinematografia nouă pe care o fac acum. De ce? Pentru că e o stare de război. Teama asta mare că vine bomba occidentală peste ei și că civilizația asta decadentă va rupe tradiția ortodox-pan-slavistă îi ține părul și ei acolo în zeamă. Zicea cineva de un film rus conspiraționist? Care dintre cine? Cine e? un film horror din 2005. Ah, ok. Înainte să înceapă toată nebunia. Scuze, recent am văzut la știri. Apropo de ce a zis mai devreme, cred că am văzut o conspirație de bine. Erau niște moși în Rusia care spuneau că europenii mor de foame și într-o zi vor veni la ei să ceară un colț de pâine. Uite, eu să Există o conspirație de bine. Dar și e mai nebună ca multele. Un răspuns la ce ai întrebat tu e și că e mai ușor să aliezi oamenii împotriva ceva decât pentru, ală... ceva. Da, decât pentru ceva. La exact. plăcinte înainte la război înapoi, cumva. Asta, când e greu, da, putem fi muniți, și când ne e bine, este individuali. Cred că mai e și componenta asta că te face să te simți special. Ai, tu ai o informație pe care unii n-au înțeles-o sau nu au tu la capăt și tu ești da, în, în scodul lui Da Vinci. Dar -n 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 nu lui da, nu mai știu exact cine spunea, în scapă, dar cred că spunea foarte corect, că teoria conspirației are darul de a-l face pe orice imbecil să pară deștept stimulează ego ul să spui nu e bă așa ușor. Pare a Brust? fi ceva spus de Umberto Eco, că el scoatea, <laughs> da, da, e foarte, e din zona Umberto Eco. Da, nu el cred că a spus totuși. El, deși, uite, cel mai, cam vorbeam de, de, filme conspiraționiste, dar mie cel mai minunat roman care te duce în teoriile astea conspirației pe care ți le construiește și ți le demontează după aia de la un capitol altul, este pendulul lui Foucault al lui Umberto Eco și cred că dacă aș citi romanul ăsta da. clar, vă veți îmbogăți Are foarte mult. Băi, are niște poze la care te gândești wow. tot citindu de foarte tare. -a bă, tu modice. care, care ar trebui să te gândești la cum textul scris să transpune vizual, dacă Ai, mă, te mai prind cu întrebări de astea cu are poze, bă, bă, am bă citit băi, și cote... m-au forțat să <laughs> Lăsați mine. Că am -am citit și eu. știu că sunteți băia deștept, nu, <laughs> știu, dacă faceți filme cu bagabonzi, nu vă purtați ca atare, vă rog, aici e emisiune de intelectual. Da, bă, nu vedeți bă. că nu fumăm și nu jurăm? Exact, da. și nu Turnăm whisky de sub masă? E o conspirație și asta. Sunt niște băieți care ne-au pus în vedere să nu fumăm, ci să nu bem, să nu poți jurăm să, aici. Pot să vă zic filmul meu. M-am gândit aseară, după ce mi-ai spus subiectul. Un film care mi-a plăcut și mi-a fost drag toată viața. M-a speriat rău de tot când era mic. Prevemurile bune când puteai ca un copil de 8 ani să vezi alien și să rămâi traumatizat 2 ani, nu ca acum. Da. Mi-a fost frică de alien până am văzut Predator și cumva în mintea mea am zis, a zis Predator m a salvat de alien. Uh, They Live, 86 Carpenter. Extraordinar! Și da. uiți că de fapt ar fi o conspirație acolo. Bă, deci când am văzut prima oară cum se schimbă semnele publicitare, mi s-a făcut pielea găină de pe atunci. Eram, aveam 8-9 ani ăla filmul meu preferat pentru că John Carpenter arată cât de mare regizor este da. pentru că reușește să facă un film cu un wrestler în rol principal, Rodney Și tot pare că joacă bine. Și tot pare că joacă bine da. pentru că e foarte bine căstuit. Ăla cred că, nu, The Thing e filmul meu preferat de la, care, da. acolo e micro-conspirație, nu e da. conspirație. Acolo e mai Ce l-a mai speriat? A mine ar fi in The Mouth of Madness de la el. Așa. Și acum am să pe la când mă gândesc. Dar la Day Live ce voiam să zic este că de la minutul 10, da, în site da. incident, stai cu o greață și cu anxietate în stomac tot restul filmului. Exact. Apropo, uh, marele trend, inclusiv trendul vestimentar cu obei, de acolo vine. A, corect, corect, da, 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 Din Day Live. Uh -huh. Ca să o Da, băi, uite, wow. Scosesem din minte, Day Live. îl țin minte ca un film science fiction, dar de fapt e o mare conspirație și răspunsul ți-l dă la început. Adică nu e spre final de scoper. El începe cu răspunsul. Și are atât de mult sens, dacă asta este gândești, ar putea fi o comedie foarte bună, dar nu Este e. o comedie foarte bună. Da, da. O satiră, Și dacă cred vrei. că 90% din Twilight Zone <coughs> are cel puțin vibe-ul ăsta. Adică... Da. Tu zici de seria aia veche a lui Rod Sirling, da. da, da. Așa. Dar apropo de filme despre conspirații, pentru că dacă te uiți pe niște liste, o să găsești Da Vinci Code și JFK și ce am vorbit noi, dar da. sunt și unele care nu sunt chiar încadrabile acolo sau cumva conțin asta, dar nu explicit. Și mă gândeam la un film care pentru mine rezolvă toată, cum să zic, mania asta asupra organizării, de fapt. Pentru că o teoria conspirației e foarte minunată că presupune că niște oameni fac exact ce ar trebui să facă. Ceea ce e foarte greu de obținut. Da, asta este protocolul de înțelepciu Rusionului, cred că e Biblia acestei teorii a conspirației, că este o suprastructură ocultă. Da, da, și că nimeni nu întârzie și că toată lumea vede Și de care de au gândit că... un scenariu pe cunoașterea psihologiei umane atât de senzațional, încât noi devenim niște personaje care executăm mecanic, fix, proiectele alea pe care niște gânditori Fă să mă la Matrix, că, apropo de conspirație. au făcut cu 300-400 de ani în urmă. Și că nu prea poate fi rotița aia care să strice ceva. Ori în viața reală, dacă e cineva project manager, descoperă aceste rotițe foarte <truzări> bine. <truzări> și unde voiam să ajung era cu un film care nu cred că apare pe nicio listă, dar cumva pentru mine e o, cum să zic, un răspuns foarte bun la întrebarea asta cu conspirațiile. Cred că e Burn After Reading. Mm. Extraordinar, okay. al fraților că, Da. Pentru că în filmul ăla dă de pământ cu orice uh, idei de astea ale uh, unor oameni supraorganizați și voiau ei ceva, și de fapt nu voiau, și ei au crezut că. Nu vreau să spui lui, dar știți cum se termină filmul Burn After Reading? Cu agenții de la CIA care întreabă ce am înțeles de aici. Și șeful CIA îi spune nimic. Absolut nimic. Nu, stai, -i le aplică așa. Nimic, dar să nu se mai repete. <laughs> Uite că fix aici ne, 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 ne aduci cu discuția la un episod pe care l-am tras deja cu Gicu despre proiectul Blue Bean al lui Serge Monast Bă care nouă ni s-a părut și nu o să spoliem acum, uh, spolierem emisiunea Dar e ideea asta, Bă, cum a putut Serge Monast, ce capacitate mentală de analiză intelectuală a avut el de a pune în anii 90, nu... 94, 94 a început în să o formuleze. Pagină, teoria asta cu o nouă religie care vine să înlocuiască religia veche cu o supraentitate de control asupra climei, asupra uh, gândirii umane, uh, prefigurează cumva ingerința unei inteligențe artificiale hmm. care va veni și va cuprinde întreaga lume. Delirul mistic controlat. Delirul mistic, controlat, Delirul de mistic astea. colectiv, adică de foarte jungian Și Lucius să le-a scăpat. Și pe Asta mai multe religii și așa mai departe, în 94-95, bă, lucruri la care noi, în 2024, acum, asistăm că se întâmplă adică și atunci mai putem vorbi uh, doar de conspirații la Serge Monas sau poate chiar și de nu de o clar vedere că poate e mult spus, dar de, de, de o intuiție atât de fantastică uh -huh. po care o face ca anumite teorii să, să fie și adevărate, adică nicio teorie teoria mai și celebru nu e interviu falsă. Mai e și celebru interviu dat în 85 de agentul KGB scăpat prin uh, America care spune despre planul uh, de control mondial și trendurile sociale care urmează să fie, care e înfricoșător de exact așezat pe ce se întâmplă acum. te 25-30 de ani mai târziu, e o conspirație sau a fost el catalogat atunci? Dar el de fapt avea niște studii? Că și în ziua de azi te uiți la studii despre cum va evolua populația în următorii 50 de ani și unele nu sunt foarte bune. China de teoretic în 2100 o să, în da, o să revină la 800 de milioane de oameni. Păi, intră în trendul ăsta. E, e în trend. astăzi da. are mai mult. Poate acum sună nebunie și pastă pe 100 ani, zic, un, mamă, ce au ginit-o aia, frate, în 2023. Unele sunt bazate pe risă. Păi, există o meserie care se numește futurologie. Da. Nu râdeți. Deci există o meserie care se păi numește... Existologie. <gătă> da, 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 da. da. Care se numește futurologie. Păi, Alvin Toffler, săracul, a fost citat în ultimii 30 de ani mai mult decât când trăia Dumnezeu să-l ierte. Adică... Ziceați de Burn After Reading și vorbeam înainte să începem să filmăm de Confessions of a Dangerous Mind. Da. Și da. acolo mi se pare o chestie interesantă. Eu când am văzut prima oară neștin de personaj, instinctul a fost după film să intru pe Wikipedia. Ăla a existat, bă. Și omul a existat și el chiar a susținut alea. Se califică drept film despre conspirații? Poate omul mințea. Bă, da, nu știi. Bă, Drag biografic biografi e sigur biografic e sigur. Adică mie mi se pare cel mai clar film de apropo de teza candidaturii Manciurian, adică e un star de programe de divertisment uh, proaste în Statele Unite da, așa unul de second hand așa, care la un moment dat devine unul dintre cei mai performă ucigași și secreți, un fel de James Bond al CIA-ului, care reușește să facă o crime perfectă în toată lumea, numele CIA-ului și să se reîntoarcă de fiecare dată și să la, la show lui de doi bani, la un moment dat să vrea să spună toată chestia asta și nu l mai crede nimeni și care, dacă ar fi fost doar o ficțiune, rămânea un film interesant, dar... Faptul că era susținut. Eu îmi faptul doresc... că a existat un de personaj ne, ne duce în altă zonă. Ai e o de mai aș dori să fi fost adevărat. Atât de cool mi se pare, cât îmi doresc da. să nu fi mințit omul ăla, să se fi întâmplat toate chestiile alea. Este Matrix un film conspirativ? Uh, nu știu, pentru că acum marea că conspirație, marea a conspirației omniprezentă pe internet în așa, trăim într-o simulare Când e filmul? 97, nu? 99 Păi măi, ce spune Metrisul din 99 și ce vorbim noi astăzi de la Iuvarii, Harari în Iuvari, încoace citind Homo Deus cu tehnologia care devine mai inteligentă suprainteligentă decât omul și care va gestiona până la urmă întregul mers al planetei, bă, nu e același lucru? Ăla o spune 99 și noi astăzi o confirmăm, nu noi. Se discută la Davos despre treaba asta, despre pericolul inteligenței artificiale și a transumanismului, a robotizării omului într o realitate virtuală. păi suntem la nici 30 de ani. Da. De, nici nu vreau să vă spun de metric și vorbim despre același lucru real științific, nu știu dacă politic. Eu gândea... Și aici Movileanu poate să, să confirmi, nici nu vreau să vă spun ce este în cultura benzilor desenate legat de Culmea transumanismul că, ăsta. Uh... Și de asta, dar și de niște predicții care s-au făcut. Chiar am. eu o revistă la Sibiu la care am făcut un articol din ăsta mai extins și căutam uh, profeții din comics. Și sunt unele legate de 9-11, sunt unele uh, legate de bombe, sunt unele care au apărut mai târziu pentru că erau uh, un subiect delicat și așa. Și probabil un, uh, un caz foarte a prins, sau cum să zic, <coughs> fierbinte, uh, în 12 septembrie 2001 a apărut o revistă cu Superman în care erau, uh, mă rog, cred că era Metropolis, nu era New York, dar pe prima pagină din comics apăreau uh, doi gemeni dintre care unul era semidoborât. Și cumva ăla a fost profetic, să zicem, dar n-au avut nici timp să-l scoată din, na, să manevreze tot... Uh, prin tot ăsta, da să, să nu mai apară pe, pe, la presă. că pe vremea era presă. Și, da. uh, și practic, n-a n fost un mare scandal, nu l-au retras, dar a funcționat ca un. nu știu, un panel de asta profetic. Și apropo tot de 9-11, e chiar un film Marvel, ăla cu David Hasselhoff. Așa, da. Cu Nick Fury, a, care doamne. fix despre 9-11. Vorbește în 98, cred că a fost. Da, da, da. Nu, no, Bine, filmul dă a... ne e de ne e Da. Nu, no, Dar... e uh, trash și, și, cum să zic, uh, non-big budget. Adică, e clar mai low budget decât MCU, dar, uh, nu, no, e, funcționează totuși la ca o profeție. Uh, ideea e că poți să ai două abordări în direcția asta. Poți să te gândești, băie chiar au fost niște profeții, uite ce idee au avut și așa, sau poți să te uiți mai larg și să te gândești, băi, au avut o de mii de idei și 100.000 de, mii de uh, povești care nu s-au adeverit. Apropo de Apropo de chestiunea asta și eu în continuare, sunt artizanul teoriei astea ale conspirației. Uh, foarte multă lume spune că legat de dinamica socială uh, prezentă, uh, Seinfeld a fost foarte profetic și bine să-mi bate. Voi v-ați gândit vreodată cât stăteau și se uitau la clipuri, ca asta facem și noi cu YouTube? da, 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 Și dădau dau comentarii irelevante? Da. Și nu nicio treabă. da, exact. Plus că videodromul lui David Cronenberg e filmul care în 84 a prefigurat YouTube-ul, dependența de conținut content video. și avem și tricourile lui și Batet cu metalica murdare nespălate, le cumpăra acum de la H&M proaspete. Da, cu jegul pe ele deja printate, adică pune și moda au dictat dar. Mike Judge, mare da? Dar. Idiocracy. Da. Și Office Space. Și Office Space, da. Exact. Și uh, Office el Office a fost... Space care a fost o inspirație pentru cel mai prost film românesc, Team Să știi. era cel mai bun? Nu e. Așa mă da, zic, e fiecare. cel mai prost. Inclusiv ideea de Horia Brenciu era pentru că pe el îl chema Michael Bolton. În, drăguț, să și dragus, e, da? a rămas cu mine toată viața chestia. Pe cum și scena de intro cu băiatul care cântă el rap în mașină. Da, foarte bun film, underrated. Na, calți film nu și-a făcut bani niciodată înapoi. Și e o schemă adevărată. Cine se chinuie să ia un procent de la bancă cu manevra că chiar se poate. A, și apropo de atât. avântul tehnologic și trăim într-o simulare, mai Judge este și creatorul Silicon Valley. Serialul da. okay. okay, Silicon da. Valley. deci Chiar e vizionar. Că l-avem pe Matt Groening pe de-o parte cu Simpsons, care a făcut și Futurama, da. care a prevăzut apărutul de reclame în vise, <laughs> care e foarte scary și se pare că acum anul 2024 o să fie ăsta în care Apple își lansează marele viar. Da, da. da, vreau să vă lansez și eu o provocare apropo de profeții. De Dar apocat. stai un pic să termin ideea cu Seinfeld, că e destul de importantă. Mulți au zis că Seinfeld a prefigurat individualismul, hiperindividualismul ăsta pe care, de care suferă omenirea. Atomizarea. Momentul. Da, 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 da. Da, Cred Entropizarea, că vezi că știu? Da, dar eu n-am wow. contestat niciodată că știi. Entropizare. Noi ne-am prins că tu doar te faci că nu știi, că ești un exact. scenarist care screzi un propriu personaj aici. De, ne de cealaltă parte, din nou, stă la fel de bine în picioare uh, faptul că ăștia care dictează trendurile sociologice de acum au fost în fel când erau mici au <laughs> acționat uh, în virtutea programării mentale pe care a avut-o Seinfeld asupra lor, că li s-a părut cool. <laughs> Bă, David Foster Wallace a avut dreptate. Ironia desensibilizează foarte mult. Crezi? Wow! <laughs> da, cred! Uite ce provocare vreau așa, să vă așa. Dacă admitem că în istoria umanității există proros, fiind profeți, evangeliști, cum e Ioan cu Apocalipsa și așa Unii mai chiar departe. aici la masă. Mergem mai departe și vorbim de azi profeți, mai de ev așa, cu Nostradamus, până la Baba Vanga din Bulgaria. Dar dacă Există această suprainteligență pe care unii o numesc Dumnezeu, care se folosesc de niște profeți. Profețiile erau scrise pe vremea când oamenii citeau. Ah. Iar acum, când oamenii nu mai citesc, profețiile astea sunt introduse, că ele, important e important să ajungă la oameni, nu, nu sunt niște profeții ermetice pe care să nu le citească nimeni. De ce nu am putea admite, poate și într-o teorie a conspirației, că și cinematograful, și teatru, și youtube și TikTok-ul pot deveni la un moment dat niște vehicule în care niște profeții cu sursă autentică să funcționeze. Și atunci cum cer profeția de impostură? Stai, stai să spun ceva. Pentru că spunea unul, nu mai știu cine cum îl cheamă, că dacă... Ia se citatul. Dacă Sfântul Apostol Pavel avea cont de Instagram și de Facebook, ar fi creștinat mai multă lume decât a făcut-o în <laughs> perioada lui. Dar, Dar cred că, că în Biblie... Și asta e provocarea. Cred că, că adică, în, în Biblie un răspuns care se dăm. Respectiv, profetul este cel a cărui profeție se îndeplinește. Cumva conține în sine da. Nu, dar putem să excludem, oricât am fi de raționaliști și de tecnoștiințifici astăzi, că dacă Dumnezeu vrea să se folosească de transmiterea unei profeții, o poate face și prin TikTok și prin Instagram Aș vrea și prin să spun film. Că nu din păcate, deși radio a fost promovat ca metodă de propagandă de nazi și prima oară, filmul inițial avea tot așa scop propagandistic, din păcate, suntem în era profeților falși, astea sunt influențe. Da. oameni care spun lucruri Dacă în care nu profețiți? cred. Și profeții ăștia falsi au fost profeții. Un ar fi în zis în lucruri în care crede, care unele ar fi fost dureroase, caz în care nu i-ar fi dat nimeni follow. Un influencer trebuie să spună lucruri în care nu crede, da, pe care oamenii nu, vor să cum, le audă. Deci... Vorbim de filmele astea, nu, nu, vorbesc de ce se întâmplă la scară largă în media. Nu, dar uite, sunt anumite filme, cum a fost Matrix-ul, că de aici uh, mi-a venit provocarea asta pe care să o adresez. Bă, filmul Matrix, e, eu așa văd, văd derulându-se lucrurile de atunci, spuse de atunci, a o profeție a ceea ce va urma să se întâmple și iată că se și întâmplă. E filmul Matrix doar o ceacă de marketing și frații aia geniali în, au, 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 au făcut un grab money foarte, foarte tare atunci sau pur și simplu prin ei sau cumva prin povestea asta Că am fost puși în gardă că dacă nu ținem direcția bună, putem să sfârșim prin a deveni cetățenii unei lumi virtuale, fără nicio legătură cu aia Pe, reală, unde este vorba Pentru față mine, a, dacă, aș a face un, dacă aș face un reverse engineering și așteptam să dau și eu o concluzie la asta cu Matrix, îl pot încadra la conspirații, dar pentru mine e despre frică, Matrix. Și e, cumva merge invers. Matrix este de fapt soil Green, în care oamenii sunt sursă de energie și de hrană. Care Soylent Green s-ar vrea să spunem o metaforă despre Holocaust în care am dus oameni în cuptoare și s-au întâmplat nenorociri. Și este o frică, poate aproape supranaturală, că nu ești în controlul propriu tău destin. Se vorbește mult de destin în Matrix. Dar are și latura asta. Da, apare, apare și mesianismul lui Neo și, și salvarea lumii. pasiunea lor de Cyberpunk, da. cred că au zis, bă, și cum îmbrăcăm povestea asta. Ok, în Soylent Green îi găteau, efectiv, descoperi la final. Mom, cum ar fi să fim de fapt roboții să se folosească de noi? Pentru că între Soylent Green, anii 70 și Matrix anii 90 a fost Terminator, care îți arăta viitorul și cum am ajuns sclavi. Dar eram doar sclavi și vânați. E, acum suntem baterii. Terminator la rândul lui se pare că a avut ca sursă un episod din uh, că a avut și probleme James Cameron ah, cu parcă, plotul din uh, episod din. Uh, era un rip off după uh, Twilight Zone. Ok. Se numea Outer, Outer Limits, Limits. Da, okay. da, 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 Și da, da, da. că e un episod din Outer Limits Prin 78-79 Făcut episodul cu un robot din viitor Care vine să repare trecutul Ca să fie viitor luminos Și chiar mă și... a povestit că el a visat Terminatorul Și așa a venit ideea pentru film Da dar, dar, dar Ce ai da. visat? Ai visat un episod văzut? Da, uite, visul e și el profetic că sunt, Și Mahomed a visat Coranul și l-a scris după aia Bă, la ce am visat în ultima vreme, sper să nu. Trebuia să fiu miliardar la ce am visat. Da, apropo de Matrix și de filme pe care le-am văzut când eram mici și ne-au băgat într-o paranoia, să zicem. Eu am văzut când eram mic comedie fantastică a lui Gopou, care are ceva din Matrix, pentru că uh, George Mihăiță, practic, e un, e un fel de superman, că uh, crește într-o navă până ajunge pe Pământ, nu, no, e seamănă ca plot, să zicem, o parte din film. Și are uh, momentele astea în care e educat prin, uh, cu ajutorul unui robot și cu ajutorul unor imagini. Și realitatea lui este uh, făcută din niște ecrane pe care le are în jur. Și tot ce uh, îi se explică, tot ce experimentează, uh, e blocat de acest ecran. Și are gestul ăsta în care tot caută dacă e ecran sau nu. Hmm. Și sper să nu fie spoiler, că până la urmă nu e doar asta în film. Uh, la final ajunge pe pământ, la mare, și face tot gestul ăsta, să vadă dacă e pe bune sau nu. Uh, cum s-a numit filmul ăla cu Christian Bale, uh, care e un judecător uh, care execută pe toți care aveau emoție, echilibru, sau cum s-a numit? Da. Da, no? da, 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 fi, da, aveau mm. emoție. Mm. Era... Dar era mai warrior acolo. Era da, da, adică era un pedepsiv, era un fel de Sfânt Apostol Pavel. E o combinație e prim... între THX 1138, primul film al lui George Lucas. Uh, da. 1984 al lui Orwell... În care ai, mai ai ori te oficial apropo I, de lista Mie aia. mi s-a părut încă okay. drumul da. că e o repunere în scenă a lui Pavel da, care îi prigonea pe creștin până când are epifania și devine și el creștin. Ăsta, Christian Bale, este un... Uh, executor, dacă vrei, a tuturor ăstora care încărcau o lege, iar legea fundamentală era să nu citești, să nu asculți muzică, să nu sârnești emoții. Adică se ajunsese la concluzia că lumea ar merge mult mai bine strict rațional, adică doar pe emisfera uh -huh. stângă. Și cumva tot ce ține de ceea ce nu putem explica rațional, cum ar fi emoții, sentimente și așa mai departe, sunt periculoase. Și e și aici o teorie că filmul e 2000, undeva în 2000, cu 20 de ani. Da, un picuț, da. E pe 2000. 2000 și un pic, 2002, da. 2002, 2002. Plus că cele mai cool arte marțiale cu pistol. Adică Bă, o, extra. dar are 20 de ani vechime. Are, are, da. În care se vor, apare pentru prima dată ideea asta de transumanism adică de oameni care se robotizează tocmai excluzându și partea emoțională, care ne face oameni, că până la urmă noi suntem niște bioroboți dacă nu mai avem emoții. Și, din nou merg în și uite mers. că s-a întâmplat cu 20 de ani înainte o prefigurare. E profetică, e conspirație care se adeverește. Ce e? Eu doar v să spun că dacă stai să povestești logline-ul filmului, da, what is it about, acea propoziție, e filmul ăla din 60, Fahrenheit 459, doar 45 că da, prima oară. E și tot despre asta, da. Adică... Da, dar are la bază o carte care a fost scrisă în anii 40 de Ray deci Bradbury. Și mai devreme da. te duci, da. Da. Deci, filmul ăla a fost gândit cu. O... Fahrenheit 451 e temperatura la care arde hârtia, da, că despre da, asta e da. vorba. Bine, așa putem vorbi, și că e și mai veche. sunt cei însărcinați să. E și mai veche pentru că și Frankenstein, nu? Da. E un om, dar e fără emoții. Meriseli? Complexul Meriseli. Da. Și ne ducem secolul în secolul 19, 8, 18, da. sfârșitul secolului și 18. Și până și golemul. Care e mai și vechi. golemul și mai nu, vechi al cehilor, are... mitul nu și cabalist, poate... în care unii din Lut poate să facă un zombie din ăsta care se comportă ca un om, dar nu are nicio. Și, emoție. și atunci poate e o diferență, există și o mică asemănare, dar poate e o diferență între niște mituri, să spunem, niște frici primordiale și niște conspirații gândite și scrise pe intenționat mit. să fie. Da, nu. Un mit care te sperie. Faptul că te sperie. poate și atunci, spui că autorii teoriei conspirației sunt niște oameni foarte deștepți care cunosc mitul pe care construiesc. Nu, cred că, că sunt niște frici de zeci sute mii de ani. Și care pot, la forma unui film, o poveste. Orice poveste bună, are nou, să se așează pe un calapod uh, arhetipal. Despre ce vorbim? Da, da. Uh, exact cum spune el, uh, Parcursul eroului, uh, conform lui Aristotel, care are un tratat, are 52 de pagine, <laughs> că l-am citit cu toți. E același, mă Ăla e. Da. Ăla e. Joseph Campbell, omul cu o mie de fețe, e o expunere mai detaliată. A... Călătoria lui Jung e același lucru. Și mai... lui Jung același lucru, de să merge pe niște arhetipuri. Dar din nou, cultura noastră vestică, ce vorbeam mai devreme la asiatice, cu totul altfel. Nu da, atunci întrebarea este. Frica merge pe niște canoane primori arhetipale? Adică... Are autor sau Na. suntem toți autorii colective ai conspirațiilor pentru că ne exacerbăm și ne și temem de fricile noastre? Eu cred că are niște autori, pentru că una e să ai această frică că nu ești în controlul propriului tău destin, da, Matrix, Soylent Green și așa mai departe. Și alta e să fie o chestie destul de specifică și mai mult formă, nu fond. A, îi drogează pe niște soldați cu scopul de a obține interese materiale. Una e interesele materiale, conspirații despre interese materiale și beneficii, mi se pare. Și alta e chestia asta, din care s-au născut și basmele, o frică interioară. Ai nevoie de o, de o demonizare punctuală mâine. Da, mă atunci e conspirație, adică E o inginerie, e conspirație, conspirație. E da. o inginerie da. uh, manipulatoare? Adică conspirația în sine poate fi o inginerie de manipulare? Poate deveni. Eu, poate eu, deveni, da, eu nu cred că cineva are un plan atât de bine pus la punct încât uh, dau bomba asta mâine și știu eu ce se întâmplă. Eu cred că se dau aceste bombe reale sau nu, inclusiv cu războiul și câte teorii s-au făcut în jur și reale sau nu. Și evoluează cum evoluează. Și practic cei care au lansat bomba mai degrabă se pliază pe ce se întâmplă decât <coughs> Și cred că natural unii oameni într-un moment mai greu al vieții lor, pot ajunge să nască ei o explicație alternativă, inspirată dintr-un de adevăr, la ceva ce nu au puterea să curaje să o proceseze. Adică nu este răutate întotdeauna, nu cred că e răutate. Poate fi folosit în scopurile, dar cum că mai e e mult e un e mecanism de coping. Coping exact. mecanism, da. Mai ales când devine psihoză colectivă. Gândește la fotbal. Unul din două meciuri ne-a furat arbitrul, m-au vorbit ăștia între ei. Dacă și au pierdut ai noștri, da. mereu. Dacă da, au mereu. pierdut ai lor, e... sunt și proști da. ai lor. Da. Și tot de la fotbal, fotbal gândește-te la ăștia la Midbusters, când au făcut de câți oameni e nevoie să dea drumul unui val în tribună. 2, 3, câți? 7. 7, Ok. Ha. e bun. <laughs> da, da, plasați în locuri diferite. strategice Cumva, da. Cam așa cred că e păi și, și la teoria construcției. Și o revoluție în stradă. nu, Dacă ne ducem la revoluția de la Timișoara, de la noi, când în fața casei pastorului Teocheș, bă, nu erau mai mult de 50 de oameni. Acolo nu? a fost miezul și da. Când dintre, dintre ei, a fost suficient ca 2-3 dintre ei să strige jos... Să comunismul jos Ceaușescu și după aia 50 de oameni să intre în corul ăsta, după care să se propage la București și să ducă nu până în... la urmă începutul căderii regimului. Da, dar strigătul ăla a fost verbalizarea unui lucru pe care îl gândea o țară întreagă. Da, dar e suficient ca 1, doi, trei să, să, să... Aș vrea să-l cunosc pe omul ăla care a avut coaie critic. să strige prima dată. Au mai fost și în 87, da, depinde. Da, știu, au fost și, și minerii la Brașov, da, și cunoaște. Uh, nu știu dacă ați văzut, a fost un interviu cu șeful pachetelor militare, domnul la care a reîntors dosarul Revoluției și l-a dat instanței, care spune că în urma cercetărilor, om cu om, victimă cu victimă, fiecare secundă a evenimentelor, a descoperit că la mitingul lui Ceaușescu, când se aude rumoarea aia ă, extraordinară care sperie pe Ceaușescu și strigă alo, alo, stați liniștiți la locurile voastre, a fost o bandă de magnet, o de bandă magnetică, pusă în sistemul ăla de a sunetului, în sistemul ăla de boxe. Ca să fie rumoarea mai mare. Ca să fie rumoarea mai mare uh -huh. și că e, are un efect psihotronic, pe, apropo de starea asta de greață, de spaimă, de nu -și, care se poate induce prin modelare herțială. Și că l-aș identificat pe cel care a pus banda, mm. este actualul general Alexandru Grumaz, uh, fost șef SST, care pe vremea respectivă era un locotenent al Armatei Române. Eu nu, eu nu contrez asta. Da. Eu știu asta, asta, asta de ala, la nu? cineva da. care nu spune prostii. Hm, dar eu vreau așa. să văd totuși un document clar. Adică cumva sursa aia să nu fie doar că zice el. Bă, poate a fi fost un... Bă, e recomandat să încerci și benz psihotronice. Nu, dar Alexandru Grumaz Desigurața și cât trăiește, să duc, da, da, nu, ăla a fost aia general, aia, aia general aia, aia cu patru stele, șeful parchetelor militare. Alexandru Grumaz a răspuns? Păi nu, nu știu, nu, dacă, nu știu dacă l-a întrebat cineva. Adică... Ar trebui să facem Mai asta. Mai da, 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 mă, da, trăiește. E în structuri. Ah, okay. Dar, dar fost. de, e da, e de vârsta, efecte nu. din astea și la niște filme al lui Gaspar noi s-a întâmplat asta. Deci nu, nu cred că e SFA asta cu herțial. Absolut deloc și psihoacustică e o știință total aparte care studiază cum muzica și anumite că, sunete pot genera anumite răspunsuri emoționale. Dar Noir. cred că e totuși diferit. Nu, nu știu dacă poți uh, avea același efect de la tot grupul de oameni, dar probabil de la o parte din grup poți a. Am mai vorbit tot aici, e un sunet la 432 de herți pe care dacă l-asculți poți să adori. Eu ador la 432 de Hz. Nu, dar gândește-te la fluierul ăla pentru câini. Să, să gonești câinii care te atacă bagabonți, nu, 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 nu e ceva peste 12.000 de Hz. Da, acolo. Care este sub uh, scala la care urechea umană o percepe, dar pe câini a pus pe, pe fugă. La Gașpar nu e special la irreversible. unde sound designer-ul a fost Thomas Bangalter, adică jumătate din Daft Punk, care e prietenul mm. foarte bun alugașpar noi de altfel și s-a ocupat și de partea de folie și de partea de muzică. Și Gajpa, uh, Thomas Bangalter a spus că a folosit un sunet de o frecvență joasă spre medie care induce anxietate pe toată scena răzbunării uh, în primele 12 minute din film. Uh -huh. da foarte mulți oameni n-au reușit să treacă, mai ales dacă au văzut la cinema, n-au reușit chiar să ieșit treacă din sală, da. au vomitat, adică așa, na, niște articole apărea chestia asta. Nu știu da, 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 niște... da, 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 eu tu... am prieten care s-a uitat, are un mega sistem de sunet acasă, s-a uitat la irreversibilul și n-a putut să treacă de primul sfert de ori. Eu doar să spun că știu că și tu asculti ca și mine. Noi ascultăm și niște muzici mai extreme așa. Ai adică Niște death metal, niște crust, niște grindcore. Nu știu dacă... Da. Poți da, să antrenezi mușchiul să ne nu un pic cu ocazia asta. Da, nu, de aia zic, nu știu dacă funcționează la tot grupul, dar la unii tot funcționează. Na, fără de urât, este metalici, metalici toți de la masă. Mă recunosc că nu, nu. Ai cam ascultat așa în tinerețe că n era mișto Țin minte la 14 ani mă speria, nu nu mă corp sau ceva, de stare, dar îți întărești mușchiul și după aia ești, ce cu minte, cam pop. Sunt totuși un produs al generației Modern Talking, vă rog Post-modern talking, dacă îmi permiteți aici. La... Eu sunt chiar modern talking. Filmul conspiraționist preferat? De live, okay. asta ar fi. De da. Foarte bine. Vorbim și de Whack the Dog. Pe Mare lucrare. Realist, la parcă e prea realist. Ăla te sperie, bă, pe mine, asta s-ar putea întâmpla. Cu Midsommar, da. mi se pare un film conspirație, deși e despre secte. Da. Băi, Midsommar pe mine m-a speriat foarte. Ăsta că asta la... a L-am pomenit pe Nicolaescu că prefigurează cumva teoria conspiraționistă cu candidatul Manciurian în revanșa. Mie mi se pare că și pizza are în hotel de lux o cochetărie din asta cu o teoria suprastructurii care conduce din umbră ierarhică așa și tot, toată metafora aia cu casa poporului, cu liftul ăla care urcă, care coboară, adică cât, nu zic că e filmul meu preferat, doamne ferește, dar no. cred că și românii noștri ori intuitiv, ori absolut întâmplător, ori chiar studiind, dar au avut niște teorii de conspirație și pe care le-au băgat de, în filme. De filme românești, chiar am, am trecut recent prin el. A 11 apărunc al lui Daneluc. Daneluc, da, super. E e plin de filmă, da. Mega conspirație, că oamenii nu știu exact. Nu, dacă aveți timp, are două ori și ceva, dar cumva e. Așa ar fi legat și de și. scuzați. Plotul la 11 că e foarte mișto. Unii evadează dintr-un lagăr american după al doilea război mondial, și se crede că printre ei se ascundea și Eichmann și Hitler și, și începe o vânătoare și căutau aliații ca nu cumva uh, să fie scăpat. Să, uh, cumva să semene cu Hitler, cumva îi puneau pe toți să-și lase mustață. Era, era și o zona de absurd și de comic la început cu... Da. Și un film bun al așa. Conține, da. deci tot grupul ăsta care rămâne trebuie să coexiste pentru că împreună cred că trebuie să se ascundă de uh, dușmanul pe care nu-l pot vedea și împreună trebuie să găsească niște reguli de funcționare, niște luni de zile. No. Deci cumva e un survival mode, dar uh, care are ca sămânță toată conspirația asta cu ei și noi. Și Trebuie să scăpăm și trebuie să ne ascundem. Și no. Apropo a, de conspirații mea și că tot veni vorba de Kubrick uh, și de Dr. Strangelove, că, uh, el a avut foarte multă controversă. Cred că filmul care a avut cea mai mare controversă a lui a fost totuși Clockwork Coringi. Da, a, a luat Rated X sau ceva, apropo Nici de și Rated și filmul meu preferat de la el. Da, și ce cel mai, mai ieftin adolescent, film. Adolescent îți dai seama Aha, ce da. stări îți dă în adolescență. Da, să da. Vezi asta. Wise White Shot, cum vi s-a părut? Asta vreau să zic, dar Wise White Shot, care e ultimul, da. cum ar veni? nici n-a apucat să-l să termin. Deci el e conspiraționist. Acolo da, e de, de e. o ocultă, de magia neagră, magia sexuală care stă la baza puterii. Uh, în filmul uh, la uh, care lucrez e o referință la și scena Și joacă tot Tom Cruise? N-am avut bani, o luăm mai jos. <laughs> dar efectiv, ce am zis la început, am vrut sub casa poporului o scenă în stilul Wise White Shot. Blonție. Noi vedem, vedem, la buget vedem. Eu nu vrei să joci. Să zic o chestie foarte scurt, apropo vin, vin, și de Casa vin. Poporului și de profeții. Eu uh, mi-am dat master în 2009, stai să nu greșesc, în 2011 cred, așa, și la final trebuia să dăm uh, un lung metraj și un scurt metraj scris. Și scurt metrajul meu de atunci se numea București 2020. Și era vorba despre un băiat și o fată care se duc sub casa poporului, Asta, se pierd da. acolo și uh, cumva rămân singuri și stau în izolare și își caută și, și găsesc o pisică, un câine, nu, fac ei cumva să nu moară prin catacombele alea și este afară în 2020. Și cumva nu știu dacă a fost profetic, n-aș zice chiar așa, dar citind rândurile alea în 2020 cu fiecare izolat, cu un patul lui, cu stă mai mult cu pisica în aia și pe afară, a, a fost totuși amuzant. Nu știu, deci cumva poate... Mă rog, și se încheie că soarele uh, apune la altă oră. Nu știu, că era chestia asta în folclorul popular, că atunci când uh, soarele va pune și va răsări invers, va fi sfârșitul lumii, în fine. Nu Aha. știu cumva, pe la aia mă gândesc. Se inversează polimagnetic, Da, de... nici ziua nu mai are 24 de ore. În fine, nici al... nu mai are gust. Acum n-am fost eu exact on point, nu m-am gândit eu la pandemie, dar repet, niște cuvinte erau un trigger pentru bă, chiar cu 2020 care erau șansă. Tu vorbești de masterul în uh, scenaristică. Scenaristic, da. Așa. No, și mă gândesc că în uh, conștiința asta colectivă, totuși, dacă ne chinuim puțin, probabil ajungem la niște idei oarecum rezonabile, care se pot adeveri. Adică eu aș mai încerca asta, și, nu știu, în perioada asta să scriu despre 2030, abona, 2034, nu știu, ca să păstrez. No. Nu mai știu exact cum se numește filmul, că mă gândeam la care a fost filmul meu preferat, dar poate mă ajutați voi, eu sunt bătrân și am creierul varză. E, e o poveste, e un scenariu care spune că noi, de fapt, ne-am sfârșit în al doilea război mondial, pentru că bomba atomică ne pe toți și că noi, de fapt, de atunci și până acum, trăim într-o uh, lume virtuală. Adică e un fel de Matrix, uh, dar spus altfel. Nu scapă, nu știu... Nu, 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 dar nu, când nu. e filmul ăsta? E film? E un film, da, nu e nu e american, e un film european, nu, nu știu exact să spun. E polonez. ceva cu... Că de fapt, au continuat marile puteri, dar au câștigat nazismul. A, nu, nu mă las, stai de the Man of the High Castle, asta da, e tot Filip da. Nu, este e un de. film, am văzut, cred că pe aici, Bio sau ceva, un film este european, sigur. L-am văzut okay. cu niște ani în urmă. Și că asta era teoria, că de fapt toată conspirația e că realitatea concretă, aia fiziologică a strămoșilor noștri vechi se termină. Po, Hiroshima și Nagasaki, în care dispărem cu toții, rămâne doar o elită din asta care a supraviețuit și atunci ne-a făcut să credem cumva într-un vis din ăsta prelungit, așa că noi traversăm epoca modernă. Păi vezi tu, bă, la Matrix măcar știu care-i scopul, să-și încaci roboții baterii bateriile aici. Erau, bă, o fil filozofic, nu știu. Și aia trebuie să meargă puțin. Fiind este european, n-a da că pragmatismul ăsta. Da, da, asta. da seama dacă l-am văzut, dar da, chiar, chiar sună interesant. Dar în același timp e pe trendul de ce vedem acum sunt ultimele șapte minute ale bătrânului care e pe patul de moarte. Aici. Da, nu știu, cumva da, are da și e, în asta? zona asta. Da. Nu? Bun, ăsta a fost... Uh, wow! Ce, ce episod! De să pute. spun că am venit cu acest clop cu De Ceaușescu mm -hmm. și am ajuns să vorbim de Ceaușescu și... Revoluție. Au fost coincidență? A fost, a fost profe... nu? Dar da, e de, de nu, cred. Ceaușescu sau nu e? Că dacă Asta ui... vreau să zic. <laughs> Ce-a fost la Târgoviște? E clar că s-a teleportat și acum stă bine Mesih în Panama cu copilul Hitler, cu fisa lui Putin. na sigur e safe. Cât are? 108 ani? Sigur da, e și great. joacă cărți cu Merlin Morrow. Și, și, și dă... a fost ziua lui recent, 26 ianuarie. Cât a fost? Da, nu știu. -am da, -am. Urmează, nu, urmează, da, nu, urmează. Cine le cântă? Michael Jackson, bineînțeles. <laughs> cu Giga Petrescu. Și Elvis. Și Elvis, exact. Da. Da. Cam asta este. Cine magie episodul despre conspirații în filme, bineînțeles că am fi putut să delirăm mult mai mult de atât, dar cred că ne-am abținut. Vrem să vedem câte servicii se prind de ce am spus noi și după aia. Like și subscribe la canalul respectiv, mai ales dacă v-a plăcut episodul ăsta. A invitat Bogdan Movileanu CNC, centrul național. Da, hai să zicem că Eu prima oară la cinematecă și după aia. da, 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 da. da. Și face seriile alea foarte tare la cinemată, că ba chiar acum o să facă conversația lui. Uh, uh, o să ai proiecție cu conversația a da. lui Coppola? Nu știu când intră asta dar săptămâna asta, în timp ce vorbim noi. A, nu, o să stai, fie episodul ma. după. <laughs> după okay. o, să a, o să mai fie, o să mai Dem. o doresc cu. Uh, colegul noi aici, la Happy Fish, restul activității probabil că o știți foarte bine. Un om care croșetează mai mult pe dedesubt, domnul Alex Coteț, fost sector 7 scenarist de filme comerciale de succes, responsabil pentru cel mai prost film românesc. Doamne, Doamne ajută! Doamne ajută! Să Să-ți dea mulțumim. Dumnezeu să ai filme cel puțin la fel de proaste. Doamne ajută și asta! Știi și, că s-a făcut în Cehia și e numărul unu acolo, acum. Cine? S-a vândut scenariul și s-a refăcut în limba lor. au ah, okay. niște idei foarte mișto la care nici eu n-aș fi îndrăznit să mă duc acolo. Deci, in-building? Building? E, nu. Dar e mișto să știi De că. S-a vândut formatul și se. Da, traduce să local știi că funcționează. S-a francizat in-building? S-a dus acolo. Acum nu pot să zic că mai vin și alții, Doamne, ajută. Dar faptul că e pe locul unu ne-a zis ok, deci o rețetă și... cu care rezonează mai mulți oameni, nu doar românii. Eu chiar m-am uitat la finalul anului, a fost singura țară europeană din Blocul Estic, să zicem, la care un film local a avut uh, box office mai mare decât un film american. Ah, wow, Pentru da? că dacă tragem linie în decembrie, team building a fost mai sus decât avatar. Da, Pentru da. da. Că avatar a avut premiere în decembrie. Nu, dacă măsurăm altfel, nu știu hmm. ce, avatar a avut mai mult. Dar în decembrie... ăla a fost. Așa la noi acasă aici, să fim. Și e bine, nu? E un trend european de... Filme locale care intră în top 10 ăsta anual, ceea ce e bine că nu e. La Cehia au o cultura filmului local, asta unul la mână, la, la, la francezi. De treaba, treaba da. asta, dar e în mai multe țări, apropo și de post-pandemie și așa. Cred dar că... la noi a fost chiar prima. Atât de sterilizate au ajuns filmele, mai ales comediile americane, încât cred că oamenii se uită pe insight-uri locale, nu prea. Știi? Cred că e vina Hollywood-ului aici. Ar trebui să, să ne mai întâlnim tot în formula asta să vorbim despre uh, comedia în film. Uh, Trecut, prezent și viitor. Băi, nu mai Deci, dacă vreți și despre comedie, că am mai făcut umor în filmele românești. Dacă film... de echipa de marketing, dacă filmele comedii <laughs> în ziua sunt scrise de echipa de marketing, cum Altă se Altă conspirație. Asta? Da. Nu, sunt... A din păcate, e un adevăr ce spune Alex. Da. Găsești articole. Da. Cum Când... stau cu cenzorul, este tipul de la marketing. Nu poți să spui asta, e gluma asta, nu vrei să jignim pinguinii, scoate asta, scoate asta. Și pe scoți un Ghostbusters 2 și un dezastru. Nu. Okay. Da. Uite, în spate acolo se aplaudă, se chiuie. Ca care am înțeles că va lua zmeura de aur wow. cu un mare succes. Nu știu. Asta dacă nu scoate coteț încă un film până atunci. Da, da. Nu știu. Mai da. e aici o, o, o componentă. Umorul devine și mai sofisticat. Nu știu, la un moment dat cine stă să vadă multe filme, nu o să mai râde la aceleași glume. Un și, da. film de un umor extrem de sofisticat și foarte, foarte fin din punctul meu de vedere și ultimul film despre conspirații pe care l-am văzut, este moonfall Roland Emmerich, domnul care a făcut și oh, primul Independence Day. Da, Așa. Bun. Băi, în Moonfall, pare că în pandemie și înainte de pandemie asta și s-a uitat doar la Alex Jones și la Joe Rogan și a luat de acolo conspirațiile lui preferate. Cu Luna e un clopot, cu se inversează polimagnet Și a făcut un film cu toate alea. Băi, am râs la Moonfall. Este absolut senzațional. Cred că cu baboiaș, nu cu tine am fost la filmul ăla la Moonfall, la cinema, nu. Bă, am râs la Moonfall. Ăla a fost primul film pe care l-am văzut imediat după pandemie, când s-a dat drumul la Ce cinema. și au. relevanța... Ai de capul meu! Hmm. Cum este Moonfall. Dacă nu-l iei ca fiind un film serios, este printre cele mai amuzante filme și conspirative în hmm. același timp. Moonfall. Pe nu știu, o să mă uit.